După ce a ajutat mai multe familii necăjite din țară, Gigi Becali ajunge mâine și în Gorj. Dacă până acum afaceristul venea aici doar cu echipa de fotbal, de această dată vine în județul nostru pentru a face un gest umanitar. O familie din Văgiulești va primi suma de 10.000 de euro să-și cumpere o casă în localitate. Candidatul PNL la alegerile parlamentare în București va ajunge în comună în jurul orei 13. E vorba de vizita domnului Gigi Becali, vine să sprijine o familie nevoiașe care nu avea locuință și nu avea unde să doarmă și să locuiască. Și îi va ajuta cu o sumă de bani? Da, da, da. Suportă achiziționarea unei locuințe, care se ridică la circa 10.000 de euro, estimativ așa.